Situația IVIT a fost luată în calcul în vederea completării regulamentului existent cu o serie de prevederi suplimentare. Ce măsuri posibile ar putea fi aplicate din ianuarie pentru riverani, aflăm de la edilul Sucevei. Dacă să să plătească parcarea, mă tot salariul lor trebuie să ducă numai parcare. Deci sunt niște probleme care trebuie să le analizăm. Una pe alta este un lucru corect, este un lucru corect, este un lucru civilizat. Sigur, vom analiza punctual aceste probleme. Avem două probleme cu cei care se la activitatea la cooperația meșteșugărească, dacă discutăm de parcarea la Bucovina, și cu riveranii, cei care sunt din zonă și da, cei care sunt din zonă, mă rog, -au, noi am zis să găsim în regulament o posibilitate pe timp de noapte să lase mașina gratuită acolo în parcare, iar dimineața, iar dimineața, dacă o lasă în parcare și nu o ridică, să plătească. Așa ar fi corect. De menționat că pentru plata taxei în cele trei parcări publice dotate cu parcometre se pot folosi bancomate de un leu, dar și monede. Aparatul are și opțiunea de a schimba banknotele de 5 lei și de 10 lei în monede, astfel încât cei care nu au suma necesară în bani mărunți să o poată obține.